doamna primar, doamna Valentina Meșin, aici în cadrul Festivalului Cireșilor și a Vărzărilor. Întâlnim meșterii populari din zonă. Pe cine avem aici prezent cu aceste, unelte? Aș spune eu, sunt bănci, scaune pentru copii mai mult. Da, povestea noastră tradițională. Cât de des, iată, mergeți la festivaluri? Eu știu când mă cheamă, mă duc, dar așa ies și în sat, mai vin acasă. Cam la ești ani, la 74 de ani, mă ocup cum, că am învățat pictura, lemnăria și mai fac așa cu tineri și să nu șed degeaba. Pentru cine confecționați scăunerile și măsuțele? Pentru copii la grădiniță? La grădiniță am făcut acolo când eram și virenzele și așa am pictat și grădiniță am făcut-o, dar mă, n-am copii la grădiniță, să nepoțăia mea este, dar nepotul și nepoțăca sunt în Italia, nepotul e pictor acolo, nepoțăca e culinar, așa numai cât îi vezi pe internet, oricum se cheamă asta, și vin numai pe august câteodată. Dar la astfel de festivaluri dumneavoastră le și comercializați? E ca așa, scăunele, măsuz de astea, mai linguri de cele și așa, și care mai dau comandă așa, și pot altceva și să fac. Astăzi ați vândut vreun scaun? Nu vândut, bă, da, prost. Ați vândut, nu, asta da. Este îmbucurător. Da. Vă dorim multă, multă sănătate și atât cât aveți puteri să mai fiți prezent la astfel de festivaluri. Sănătate multă! De doamne, la ăștia ani de mă, când mulți încep... Ani aveți? 74. 74? Când... Da. Mulți ani înainte. Și eu vă doresc tot așa. Mulțumim! Vă doresc tot așa. Bună ziua! De unde ați venit aici la Festivalul Cireșilor și al Vărzărilor din comuna Ruseștii Noi? Din satul Ozovarăi, un Strășeni. Nu e departe, dar nici aproape. Ce ați adus spre comercializare? Am adus levănțică crescută din noi acasă, sunătoare, am adus produse din noi, oțet din miere. Noi ne bucurăm că vă întâlnim aici la festival și împreună cu doamna Valentina Meșin vrem să comercializați cât mai mult, ca asta lumea bună se adună și să mergeți acasă împăcați, frumos cu sufletul. O zi bună! Ne găsim aici la cei mai vechi cireșari din localitate, din comuna Ruseștii Noi. Cum vedem, suntem la mijloc de zi, dar dumneavoastră ați comercializat toate cireșele, cam așa. Ne place să recoltăm acest fruct, această pomușoară, cum se numește cireașă și vișne. Din păcate ați venit târziu, după ce am realizat practic toată marfa. Puteți să gustați, să o apreciați. Da. Ziua a fost foarte reușită. Am avut foarte mulți oaspeți și străini și din sat care nu ne-am văzut de mult și că aici avem ocazia să ne întâlnim cu rude, cu mătri. Cam de câți ani vă îngrijiți de cireș? Adică sunteți producător autohton? Suntem autohtoni, dar nu suntem de mult pe piață. Avem o câțiva ani când am ieșit pe piață. Tot pe piața autohtonă, adică nu avem pentru export, lucrăm cu piața autohtonă. Noi ne bucurăm că dumneavoastră sunteți fericiți că ați avut posibilitatea astăzi la acest eveniment cultural să comercializați de ceea ce vă îngrijiți dumneavoastră și vedeta zilei de astăzi a fost cireașa. Felicitări la mai mult și la mai mare!